Deputații vin cu idei multe din vacanța parlamentară. Aceștia sunt extrem de curioși să afle care este cea mai frumoasă și mai sexy aleasă din Parlamentul României. Iar pentru a afla, au pus la cale un proiect amuzant pentru începutul lui septembrie, și anume organizarea unui concurs de Miss. Întrecerea divelor din Parlament va fi diplomată. Nu vor exista defilări în rochii de seară sau în costume de baie. În schimb, deputații și senatorii o vor putea vota sub protecția anonimatului pe cea pe care o consideră cea mai atrăgătoare colegă. Fiecare partid speră că va câștiga, având în vedere că există femei frumoase în fiecare formațiune politică. Spre exemplu, PDL, Elena Udrea, Roberta Anastase, fostă Miss România sau Raluca Turcan. Cu toate acestea, nici pedeliștii, liberalii sau PPD-liștii nu stau rău la acest capitol. Printre frumoasele cu șanse la titlu sunt Oana Mizil PSD, Raluca Surdu PNL sau Steliana Miron PPDD. Cum comentează sexy senatoarea Steliana Miron, aflăm în cele ce urmează. Ce vă să spun, este o inițiativă de vacanță, dar pe 2 septembrie începe o nouă sesiune parlamentară și probabil ar fi mai bine un concurs de inițiative legislative, cele mai bune decât un concurs de Miss. Sau cel puțin să se fi făcut acest concurs la Camera Deputaților, unde sunt mai multe doamne, domnișoare, unde vârsta-i nu mai bună pentru un concurs de Miss. Adică la vârsta mea, la 36 de ani, la un concurs de Miss, ce să spun, sunt flatată, dar nu pentru asta am fost trimisă de oameni în Parlamentul României, nu pentru a organiza concurs de Miss sau pentru a participa. Mă bucur că colegii mei mă apreciază, dar aș vrea să mă aprecieze și pentru ceea ce sunt eu și pentru inițiativele mele și pentru ceea ce fac în Parlament, nu neapărat la felul cum arăt.